Inima voastră. Mărire ție, Doamne, mărire ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră, iubiți credincioși. Ce este oare aceea o comoară? Ce conține ea? Despre ce vorbim atunci când utilizăm acest cuvânt comoară? Unii dintre noi ne-am gândit că vorbim despre cele materiale, despre posesiuni sau averi, despre bani, despre toate celelalte. Alții ne-am gândit că vorbim despre statut social, despre putere economică. Ei bine, să știți că aceste două sunt două forme precare ale noțiunii de comoară. De ce precare? Pentru că sunt nesigure și instabile. Ce înseamnă cuvântul precar din Dex? Ceva care depinde de mai mulți factori exteriori pentru a se împlini, pentru a se desăvârși. Deci nici cele materiale, nici statutul social nu depind 100% de noi și de aceea le numim comori precare. Alții am spune că noțiunea de comoară se referă la partea spirituală, morală, interioară a omului, la cunoștințele sale, la inteligența sa, la înțelepciunea sa. Dar să știți, dragii noștri, că și aceasta este o comoară cu sensul limitat la efectele personale. Eu, dacă am cunoștințe, mă ajută pe mine până într-un anumit moment, atunci când îmi transform cunoștințele mele în idei, concepte, principii care să ajute și lumea din jurul meu. Deci până rețin doar pentru mine, nu prea folosesc societății cu nimic. Vedeți? Avalanșa aceasta de intelectuală a vremii. Majoritatea zdrobitoare sunt intelectuale pentru propriile interese. Și foarte puțini dintre ei vin și exteriorizează și transformă cunoașterea lor în ceva pozitiv și folositor societății în care trăim. O comoară nedeplină este așadar cunoașterea individuală rezultată în urma pregătirii profesionale, în urma școlii și așa mai departe. Altea spune că în sfera noțiunii de comoară se integrează familia și neamul sau națiunea. Foarte bine spune acel om, pe o axă a precarității comorilor, foarte jos se află cele trei despre care am vorbit, respectiv posesiunile, averile, statutul social. Un pic mai sus se află cunoașterea personală și foarte sus se află familia și națiunea. Dar să știți, dragii mei, că nici acestea nu sunt comori de plină. Alta este comoara de plină și vom vedea imediat. Și că tot ne referim la noțiunea de națiune, am folosit-o aici, îmi amintesc o întâmplare când citeam odată predica de pe munte din perspectivă istorică. La un moment dat am surprins un moment. Și anume, când Mântuitorul Iisus Hristos, fiind bine, s-a suit pe muntele fericirilor și ne-a lăsat ceea ce noi numim astăzi predica de pe munte, adică cele trei capitole din Cartea lui Matei, capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7, care reprezintă o prescurtare, o simplificare și o concentrare a Evangheliei în același timp, când Mântuitorul Iisus Hristos se afla în exercițiul predicării, chiar în acel moment,
la boalele muntelui, ce credeți că își face apariția? Un detașament de soldați romani. Ne aducem aminte că provincia Iudeea era sub stăpânirea romană în perioada în care Mântuitorul Hristos a trăit și a propovăduit pe acest pământ. Acel detașament de soldați romani, cum au ajuns la poalele muntelui, atenție, Mântuitorul predica. Cum au început să spune dintr-o goarnă, un sertar militar ca să se poziționeze soldații fiecare pe locurile lor, să-și preia atribuțiunile și să poată escalada muntele. Dialul, că practic este mult spus să vorbim despre munte în Țara Sfântă. Și ce au făcut acei soldați după ce s-au mobilizat și au luat punctele lor de pregătire? Unul dintre ei s-a dus în mulțimea care asculta predica Mântuitorului Hristos, a luat de acolo vreo 5-6 oameni și a obligat să le care poverile, să le care ranțele. Daniel știe foarte bine când se duc într-o aplicație, militarii au foarte multe de dus după ei, foarte multe poveri în spate. Unul dintre acei soldați romani s-au dus așadar în mulțime și-a luat de acolo câțiva oameni forțându-i să le care poverile. Soldații armatei române de astăzi își cară singuri poverile și își fac singuri atribuțiunile și nu împovărează pe nimeni, pentru că națiunea română ca atare n-a cucerit, n-a împovărat și n-a nedreptățit niciodată pe nimeni. Și poate de aceea nu are acel grad de dezvoltare care l-au alții prin tradiție cuceritor. Revenind la această întâmplare cu Mântuitorul Hristos, sigur că acei oameni din mulțime ascultau predica, s-au împotrivit. Și atunci soldații i-au bruscat, i-au obligat până la urmă de voie, de nevoie, le-au dus poverile pe diavol. Mântuitorul Iisus Hristos, simțind momentul de tulburare care s-a creat, simțind indignarea care se afla în sufletele oamenilor de acolo, cum un stăpânitor străin, nu doar că a venit și le-a luat țara și le-a plantat steagul în mijlocul, în pământul lor sfânt, și nu doar că l-au văzut pe unul dintre soldați pe căpetenie că se pleacă înaintea unui steag străin pe pământul lor, și nu doar că au văzut care sunt metodele, procedeele prin care sunt tratați stăpâniții, ci s-au simțit sfâșiați, pentru că oamenii din poporul iudeu sunt foarte patrioți. Îi putem noi critica sub diferite forme, dar patriotismul lor niciodată n-a suferit vreo diluare. Deci, iată, momentul acela tulburător și momentul acela intrigant pentru oameni, știți cum a fost tratat de Mântuitorul Hristos? Uitați așa, cum aflăm în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5 cu 38, le-a făcut semn să se liniștească oamenilor și le-a spus așa, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ați auzit că așa s-a zis oarecând. Eu să vă spun vouă, nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Celui ce voiește să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Iar de te va stivi cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui care cere de la tine, dă-i. Și de cel ce voiește să se împrumute de la tine, nu întoarce fața ta de la el. Ce le spune practic într-o sinteză a acestor cuvinte biblice? Da, legea voastră era ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Pentru modul lor de comportare, acei soldați reprezentați ai stăpânitorilor,
ar merita o zdravă de corecție. Practic, asta le spune Mântuitorul, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar, și acest dar înseamnă trecerea de la legea veche, la legea cea nouă, la legea iubirii. Cine dă niște exemple? Nu vă împotriviți celui rău. Păi dacă te împotrivești celui rău, aici cu sensul de puternic. Rău, nu complexitatea termenului, că și acest termen, dacă îl abordăm teologic, putem vorbi 3 zile despre cuvântul rău. Dar sensul contextual aici este acelui puternic și acelui violent, că practic soldații aceia îi bruscaseră pe oameni și obligaseră să le care poverile. Nu vă potriviți celui puternic. Nici n-ai cum să te potrivești celui puternic, pentru că te termină într-o picătură de apă. Și ce le spune mai departe? Le spune, fiți voi puternici. Cum? Nu fizic, nu material, ci cum? În caracter, în personalitate. Să le arătați că voi sunteți oamenii cei valoroși, că aveți niște idei nepieritoare. Și anume, când te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Capacitatea de smerenie. O mare valoare. Și iată că încet, încet, începem să vorbim despre adevăratele comori. Da, dragii mei, prima este smerenia. Încăpățânarea, infatuarea, aroganța, prostia, întotdeauna vor crea adversitate, conflict și îți vor afecta pacea. Și tu nu vei fi fericit. Smerenia este cea care pe toate le așează. Apoi, milostenia. Celui care cere de la tine, dă-i. Pentru că nu cere degeaba. Are nevoie. Și le mai spune ceva care reprezintă practic toată esența predicii de pe munte, esența esențelor, cum ar veni. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, adică să-ți iubești familia și națiunea și să urăști stăpânitorul. Dar, eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă presteamă, faceți bine ceea ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru cei din ceruri, că El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Comoara iubirii, dragii mei. Comoara iubirii care este definitorie creștinului. Nu putem vorbi despre creștin fără iubire. Și care este practic forța, puterea creștinului. Creștinii nu sunt oameni înzestrați într-o ale armelor și ale puterii lumești. Dar prin această mare virtute a iubirii care ne-a dus-o Hristos, ne-a dat practic tot ceea ce avem nevoie. Și care este motivația iubirii, să spun așa? Uite, acolo se află o cruce care simbolizează crucea pe care s-a răstignit Hristos. Deci la baza iubirii creștine este sacrificiul și un sacrificiu suprem, însuși Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, a venit să se sacrifice pentru noi. Mare putere, iubiți pe vrăjmașii voștri. Asta dă foarte mare valoare omului când într-o lume atât de rea se poate ridica peste răutatea lumii și să devină bun. Că să fii rău este simplu, este de la sine înțeles. Dar să fii bun într-o lume rea, aceasta este adevărata valoare pe care tu o arăți în calitate de creștin.
Și, mergând pe firul predicii de pe munte, ajungem la textul Evangheliei de astăzi, care se referă la o altă comoară a omului, comoara iertării. De ce este comoară? Haideți să vedem de ce. Dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu veți ierta, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Deci comoara aceasta, sau iertarea, virtutea iertării, reprezintă comoară pentru că, în primul rând, ne aduce posibilitatea mântuirii. Este o condiție eliminatorie sau preeliminatorie a mântuirii. Cine nu poate ierta, nu va vedea Împărăția lui Dumnezeu. Sau cine nu vrea să ierte, mai ales. Deci comoara iertării ne aduce mântuirea. Apoi, în al doilea rând, ne aduce pacea aici, pe pământ, între noi. Că dacă noi întotdeauna vom răspunde răului cu rău, vom adânci conflictul, vom crea tensiune și noi nu vom avea pace. Și dacă nu vom avea pace, nu vom fi fericiți. Este foarte simplu. Deci comoara iertării îți asigură mântuirea în viața de apoi, îți deschide poarta mântuirii și îți asigură fericirea și pacea în viața de aici. O altă comoară despre care vorbim astăzi este comoara înfrânării. Adică posibilitatea omului de a ști când să spună hou, cum zice Ardeleanu. De la toate. Și de la mâncare, și de la răutate, și de la grijă lumească, și de la toate celelalte. Postirea aceasta este înfrânare, dragi. Postirea nu este doar o dietă, nu este doar o chestiune abstractă, nu este nici măcar o chestiune pur legalistă, asta să mânci, asta să nu mănânci. Postirea, în esența sa, este înfrânare spre purificare. Sigur, nu te poți înfrâna sufletește, nu poți lupta cu patimile dacă tu ești îmbuibat și biat. Cum vei lupta cu ele? Nici cum. Și atunci, prima formă a înfrânării, într-adevăr, trebuie înfrânarea de la cele alimentare. Apoi, înfrânarea gândurilor de a nu mai păcătui, transformarea gândurilor rele în gânduri bune, eliminarea gândurilor rele din viața noastră. Apoi faptele cele bune. Faptele cele bune ne asigură un post al sufletului. Dacă vreți, că tot vorbeam de precaritate, postul trupului fără postul sufletului este precar. Și postul este complet desăvârșit doar când postește și trupul și sufletul. Adică trupul se înfrânează de la o categorie, o serie întreagă de alimente și în special de la înguibare, că aici este problema, toate sunt îngăduite, dar nu toate folosesc, spune Apostolul Pavel, și pe de altă parte, când sufletul omului se abține de la păcat, măcar de la păcatele cele grele, atunci apare acea atmosferă primăvăratică în viața omului. Vedeți, întotdeauna postul mare, debutul postului mare, cu ce coincide? Cu debutul primăverii. Pentru că prin înfrânarea asta facem curățim, aerisim, purificăm și îl primim pe Hristos cel înviat. Primăvara, viața, verdeața sufletelor noastre. Esența mântuirii noastre. Vedeți? Asta înseamnă postirea. Și ne spune Evanghelia și cum să postim, adică să evităm situația de fățărnicie a postirii. Dumnezeu vede postul, nu trebuie noi să-l arătăm public, să-l facem, că Dumnezeu îl vede.
O altă comoară este grija sau adevărata grijă despre cum le gestionăm pe cele materiale. Practic, despovărarea de cele materiale, aceasta ar fi comoara. Nu vedeți pe cele materiale, dacă le adunăm aici pe pământ, molia și rugina le strică, furile sapă și le fură, adică, exact cum spuneam la începutul predicii, ele sunt precare, instabile. Pot pieri din diferite motive. Azi le ai, mâine nu le ai. Dar comoara din ceruri nu este afectată de precaritate. Comoara din ceruri este veșnică. Și cum ne adunăm noi comoară aici pe pământ pentru cer? Iarăși foarte simplu, prin milostenie, iubiți credincioși. Ori de câte ori săvârșim acest act al milosteniei, al ajutorării, îl ajutăm direct și pe beneficiar, dându-i o rază de speranță în viața lui, îl ajutăm direct, ne ajutăm direct și pe noi înșine, sufletul nostru, că practic nouă ne dăm, și îl împrumutăm pe Hristos. Pentru că la vremea potrivită, la dreapta judecată, să țină cont și să ne pună acolo în rândul slujilor celor bune. Bine, slugă vrednică, peste puține ai fost spuse, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Tatălui tine. Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta, ce adevăr tranșant. Într-adevăr, unde este prioritatea omului, acolo este și inima și doar acolo se concentrează. Și atunci dacă noi știm cu adevărat că cele materiale sunt pieritoare, mai merită oare să ne concentrăm doar pentru ele? Merită să ne zidim casa pe nisip? Primul val care vine să o dărâme nu merită, dragii noștri, ci trebuie să ne concentrăm viața pe esența ei, care este de la Creator, care este Dumnezeu în Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și dacă noi avem această prioritate, viața și mântuirea, le putem folosi pe cele materiale chiar și în acest scop, dar să nu trăim doar pentru cele materiale. Că cele materiale se risipesc și noi rămânem săraci și cele lui Dumnezeu se adună și noi rămânem, ne îmbogățim pentru împărăția lui Dumnezeu. Iată adevărata îmbogățire și adevărata bogăție. Îmbrăcați-vă în Hristos Domnul și grija de trup să nu o faceți pe pofte. Așa ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, din care s-a citit apostolul de astăzi. Și tot apostolul ne mai arată și cum să postim, că tot ne aflăm la poarta de intrare a postului, a Sfântului și Marii Post. Ne spune așa, că noaptea este nesfârșită și ziua este aproape, să ne pădăm lucrurile întunericului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii, adică să ne pădăm patimile, să ne îmbrăcăm cu virtuțile. Să umblăm cuvincios ca ziua. Nu ne ospețe și înveții, nu desprânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și pismă. Deci, practic, aceasta este schița postului. Fapta. Virtutea. Fapta cea bună. Așa să postim. Și dacă vom face asta, vom fi păzitori ai poruncilor lui Dumnezeu și vom fi reprimiți acolo de unde Adam, pentru neascultarea de poruncilor lui Dumnezeu, a fost izvonit. Unde? În Rai. Să ne vedem cu toții acolo, dragii noștri, că Bunul Dumnezeu va rânduri. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu.